Bun. Trecem mai departe și vrem să aflăm despre efectele și beneficiile ofertei numărul 2 de la BOGO și pentru asta ca să ne prezinte oferta numărul 2 care spune cumperi un blend Adaptive Touch la 10 ml și primești un Steady Touch la 10 ml. O avem alături pe noi pe nimeni alta decât Simona Buburuz, era să zic Simona Drămat. Da. Și pe Simona Dărăbat avem două, Simo, și uite-te că ne-am potrivit și la tricouri. Minunat! Simona Buburuz nu cred că mai are nevoie de prezentare în grupul nostru, pentru că ea și soțul ei, Bogdan, sunt foarte prezenți și foarte activi și în grup și pe social media în general și sunt niște prezențe foarte plăcute, agreabile și sunt niște oameni care sunt foarte pricepuți. Bine pregătiți. Bine pregătiți, da. Sunt întotdeauna cu cuvintele la ei pentru că au studiat bine, de altfel și pregătirea lor, background-ul lor, da, în calitate de fostă profesoară care știe și plăcea meseria și știa să studieze bine înainte, iar Bogdan, fost jurnalist, ei au întotdeauna niște prezentări absolut captivante, așa că fiți cu ochii și urechile deschise. Simona, te rugăm să ne spui de ce este extraordinară oferta numărul 2? Salutare tuturor, vă salut cu drag! Yay, avem BOGO! Și ce BOGO ori extraordinare avem, acum se vede și voi după ce ați mirosit așa Balance și Arise, ce frumos ați început să vedeți, așa cum când uleiurile astea ne impactează pe noi, deja începem să vedem părțile bune din ceilalți, partea frumoasă din viață și dotarea face o chestie extraordinară pentru că cu bogurile astea pe care le avem se ocupă foarte bine de emoțiile noastre și adevărul este că cu toții avem nevoie de un pic de sprijin în plus când vine vorba de modul în care ne simțim și oferta a doua cu Adaptive Touch și cu Steady chiar este una extraordinară. Eu am știut de la început că e extraordinară, dar studiind un pic mai mult despre cele două ca să vă povestesc niște lucruri foarte faine. Am aflat niște lucruri care m-au impresionat și de-abia aștept să le împărtășesc cu voi. Brandul Adaptive cred că este destul de cunoscut, cred că este unul pe care multă lume îl apreciază și chiar v-aș invita să puneți un 3 în comentarii dacă folosiți brandul Adaptive și îl apreciați pentru aroma sa, pentru beneficiile pe care le are. Și eu o să vă spun câteva lucruri despre el și vreau să încep cu faptul că este blend, este rezultatul mai multor ani de cercetare și formulare. Doterea s-a pregătit înainte să lanseze acest blend și a făcut-o cu un scop anume. Și înainte să-l lanseze chiar l-a și testat într-un mod foarte interesant, chiar pe oamenii lor de știință, care s-au oferit să fie stresați. Adică supuși unui test care a fost foarte dificil, pe rând, în 3 încăperi, în timp ce în una din ele se difuza Adaptive. Scorurile la acest test pe care l-au făcut nu au fost foarte mari, având în vedere că a fost un test foarte dificil, dar mulți participanți au obținut totuși un scor mai mare atunci când au făcut testul în sala Adaptive. Și de asemenea, când se difuza Adaptive, frecvența cardiacă medie a fost mai mică și mai constantă. Asta înseamnă că oamenilor nu le-a bătut foarte tare inima. Da? Există acești markeri fiziologice ai stresului când suntem stresați, ritmul cardiac, tensiunea arterială care ne indică ceva. Cele mai interesante totuși au fost aprecierile subiective, pentru că stresul este și psihologic. Ce au spus oamenii despre cum s-au simțit ei? Și participanții au spus că au avut niveluri mai scăzute de stres și de anxietate atunci când au făcut testul în camera în care se difuza Adaptive, chiar dacă nu știau care este acea cameră sau ce se difuzează în camera în care ei erau. Și deși nu li s-a spus care este numele produsului, care dintre cele trei a fost Adaptive sau care este beneficiul vizat de Adaptive, când au descris modul în care s-au simțit, au folosit în mod repetat cuvinte precum calm, mulțumit, fericit și pozitiv.
Acum, întrebarea este ce au pus oamenii de știință în acest blend pentru a obține aceste efecte. Adaptive conține ulei de lavandă, magnolie, neroli și arbore de ampar sau de gumă, sweet gum, care au efecte calmante. Și conține uleiul de portocală sălbatică și de spearmint, mentă creață, care ne energizează și ne bine dispun. Și în plus avem și uleiurile de copaiba și rozmarin, care contribuie la liniștirea sentimentelor amplificate, exacerbate. Și adevărul e că Adaptive a fost gândit și conceput pentru tratarea stărilor de anxietate, pentru că ne ajută să găsim acea siguranță și calm în clipele care ne sunt cele mai dificile. Și ca să înțelegem mai bine cum acționează, aș vrea să ne uităm puțin împreună la blendul Adaptive, așa cum este el descris în cartea Emoții esențiale. Și sunt lucruri pe care cred eu că le-am experimentat cu toții și zice așa, zice la Adaptive, zice așa, mintea și trupul celor care au fost expuși unor experiențe traumatizate sau stresului prelungit devin mult prea alerte pentru a-i proteja pe aceștia de potențialele pericole. Această stare de spirit este exact opusul stării de bine și funcționării normale. Altfel spus, este o stare de fight or flight, luptă sau fugi. Și fight or flight, răspunsul acesta de luptă sau fugi, este un răspuns pe care noi l-am moștenit din vremurile preistorice, de la predecesorii noștri de atunci, care se confruntau cu un pericol, da? Să zicem cu un animal sălbatic care îi ataca și ei trebuiau fie să se mobilizeze, fie să lupte cu animalul respectiv, fie să fugă de el ca să scape, după care pericolul trecea și ei se linișteau. Doar că stresul în zilele noastre este cu totul altfel, este de altă natură. Majoritatea dintre noi avem parte de un stres pe termen lung, un stres poate chiar cronic, fie la serviciu, fie în familie, fie situația economică, fie situația politică. De un fel sau altul avem un stres în viața noastră care nu ne dă pace. Și evident când noi trăim la modul acesta, da, avem o stare de alertă a minții care încearcă să ne protejeze. O stare de alertă care nu ne face neapărat bine, dimpotrivă ne duce la tot felul de stări de îngrijorare, la un cerc vicios, o spirală așa de gânduri, unul mai negativ ca altul. Și dacă ați trăit vreodată o stare de îngrijorare, știți despre ce vorbesc. Este momentul acela în care îți conștientizezi gândurile și chiar îți spui, poate, da, ne spunem uneori, nu te mai gândi la asta sau nu are cum să fie chiar așa de rău. Și totuși, cu mintea noastră rațională, nu putem să apăsăm acel switch, acel întrerupător, ca gândurile noastre să se oprească. În schimb, asta fac uleiurile esențiale pentru noi și blendul Adaptive în special, ne ajută să ne adaptăm la factorii de stres într-un mod constructiv și ne încurajează să ne uităm mai atent la manifestările noastre emoționale și să auzim acele voci din ființa noastră și să alegem cărora le dăm ascultare. Adaptive ne susține să ne observăm gândurile, să ne întrebăm de ce simțim într-un anumit fel, de ce ne judecăm și să conștientizăm vocea aceea critică interioară care de fapt nu ne ajută la nimic. Și pe de altă parte ne învață despre cum să fim buni cu noi înșine și să ne acceptăm pe noi înșine, indiferent de momentul în care ne aflăm în parcursul nostru. Și ne transmite mesajul că viața se află în cea mai mare parte a ei dincolo de capacitatea de control a fiecărui individ. Nu putem noi să controlăm cu mintea noastră și să înțelegem și să prezicem tot ce se va întâmpla, ci trebuie, uneori este necesar să înțelegem că lucrurile sunt orchestrate de sus într-un mod mai frumos decât am putea noi și trebuie să ne abandonăm acestei forțe ocrotitoare divinității care ne susține, chiar dacă noi nu înțelegem întotdeauna cu mintea noastră ce se întâmplă și încotro mergem. Și exact asta
La asta ne ajută Adaptive, să ne întărim convingerea că divinitatea ne are în pază în momentele în care nu știm ce să facem mai departe. Și da, ne ajută să ne adaptăm cu ușurință, să ne bine dispunem când e nevoie, să ne calmăm, să ne liniștim, să lucrăm și să studiem eficient și îl putem folosi ca parfum la urma urmei. Putem să-l aplicăm acolo unde ne place sau unde simțim noi că ne folosește și inclusiv să-l punem în palme și să inhalăm din palme pentru efectele pe care le are. Și îl putem folosi când ne simțim neliniștiți sau îngrijorați sau critici la adresa noastră sau a celorlalți, când simțim că avem o nevoie foarte mare de a controla lucrurile, când ne simțim temători. Și ne ajută să ne simțim siguri pe noi, calmi, lucizi, încrezători, să ne acceptăm așa cum suntem și să nu ne mai simțim singuri. Pe lângă faptul că ne ajută când suntem, nu știu, obosiți, agitați, indeciși, iritabili, în cele mai stresante momente ale vieții noastre, ne ajută și, de exemplu, la cazurile mai specifice de disconfort emoțional premenstrual sau în cazul menopauzei, și acolo putem să-l aplicăm pe abdomen și pe punctele reflexogene din tălpi. Putem să-l folosim atunci când avem foarte multe gânduri sau atunci când ne simțim lipsiți de motivație și simțim oboseala psihică, și putem să-l folosim inclusiv pentru copii și chiar și pentru bebeluși, dacă sunt foarte mici și diluați suplimentar, atunci când ei au supărările pe care adesea le au. Și aș vrea să menționez că atât Adaptive cât și Steady, deși să zicem că Adaptive a fost formulat pentru adulți și Steady face parte din Kids Collection, pachetul de uleiuri esențiale pentru copii, dar ambele pot fi folosite și de către ceilalți, adică și Adaptive îl putem folosi la copii, având în vedere că este diluat sub formă de taci, dar și Steady îl putem folosi la adulți. Și vreau să vă spun că eu iubesc foarte tare toate uleiurile din colecția pentru copii, dar Steady este unul special pentru mine. Este amestecul ancorării și o să vă povestesc imediat și de ce. Dar vreau să vă spun un pic ce conține, pentru că e important, așa ne facem o idee despre ce poate face el pentru noi. Conține amiris, un ulei care este extras din scoarța unui copac, cunoscut ca santal din vestul Indiei, care ne ajută tot așa să ne liniștim și să gestionăm stresul. Arborii, în general, au această capacitate. Și asta este aroma blândă, lemnoasă, pe care o simțim în Steady, pentru că miroase extraordinar de frumos, dacă mă întrebați pe mine. Mai conține și magnolia, care ajută la sau încurajează sentimentele de calm și de relaxare, pentru că are foarte mult linalol. La fel și coriandru are mult linalol, la fel ca uleiul de lavandă, și vine cu acțiune calmantă, este relaxant și sprijină și pielea, la fel ca și magnolia. Și mai conține balsam fir, care este liniștitor și împământează. Foarte la îndemână de folosit pentru copii, la fel poate fi aplicat topic, dar și în palmă și inspirat, adică putem să facem exerciții de respirație când avem un moment mai dificil, dăm cu rolon în palmă și stăm acolo și inhalăm până când simțim că starea noastră începe să se schimbe, ceea ce se poate întâmpla foarte repede, chiar în câteva secunde. Putem să-l aplicăm pe ceafa copiilor sau pe încheieturi când aceștia sunt stresați sau anxioși, să-i lăsăm să inhaleze, să aplicăm pe ceafă pentru că liniștește mintea și calmează corpul în momentele dificile, la baza gâtului îl mai putem masa pe tălpile copilului, mai ales după zilele acelea pline în care ne liniștim mai greu sau ne echilibrăm emoțiile mai greu, și îl putem folosi zilnic inclusiv ca și prevenție pentru efectele pozitive asupra emoțiilor, dar și asupra pielii, inclusiv a bebelușilor. Și eu văd
Steady și toate uleiurile din colecția de copii, de fapt, ca niște instrumente pentru împuternicirea mămicilor și a părinților în general. Pentru că noi ca părinți avem o responsabilitate să îi ajutăm pe copii să își înțeleagă emoțiile, să le numească, să le conștientizeze atunci când apar și să le gestioneze. Și sunt convinsă că părinții știu despre ce vorbesc și știm cu toții că nu este neapărat un lucru foarte ușor și este un lucru abstract pentru copii. Iar o unealtă, cum este un rolon, rolonul Steady, poate fi ceva extrem de util și ne ajută să liniștim și copilul și să ne liniștim și noi. Pentru că într-un tantrum, da, sau într-o criză de supărare, într-un moment dificil, rare ori se întâmplă ca copilul să fie foarte agitat și părintele să fie foarte liniștit. Dar pentru ca ei, copiii, să se relaxeze, au nevoie ca să preia modelul de sistem nervos relaxat de la noi și atunci cu cât noi suntem mai relaxați și mai liniștiți, cu atât se vor calma și ei mai repede. Și cu cât sunt mai mici, bebeluși sau toddler, lucrul acesta se vede mai bine. Așa că recomand și părinților să folosească acest Steady și chiar puteți să vă faceți un ritual foarte frumos, să vă dați împreună și va fi ca o îmbrățișare, se va crea o asociere între îmbrățișarea părinților, atmosfera caldă și Steady, blendul Steady și aroma lui. O asociere care îl poate însoți pe copil chiar și atunci când crește mai mare și merge la școală sau într-o tabără și are și acolo momente dificile. Da, este un ulei care îi ajută pe copii foarte mult înainte de a intra în colectivitate, la creșă, la grădiniță, la școală, ca să le ajutăm să fie cât mai liniștit pe parcursul zilei. Foarte util când copiii nu cooperează, când sunt încăpățânați sau supra-solicitați, când apar schimbări de dispoziție, când copiii sunt temători și nervoși, sau când au nevoie de un plus de curaj la evenimente mai importante. Și doar câteva lucruri aș vrea să vă mai spun și despre blendul Steady din cartea Essential Emotions, emoții esențiale, pentru că am citit chiar înainte de această prezentare, am citit câteva lucruri și m-au uimit pentru că nu le-am mai citit până acum. Zice așa, amestecul echilibrant pentru copii oferă conectare și echilibru celor care se confruntă cu necunoscutul. De cele mai multe ori, oamenii nu se simt confortabili atunci când pierd controlul asupra circumstanțelor în care se regăsesc sau când rezultatele sunt greu de prevăzut. Caz în care e foarte ușor să apară sentimente negative, da? De teamă, de a vrea să faci altceva. Iar Steady îi ajută pe cei care îl folosesc să meargă pur și simplu mai departe cu credința că oricum se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple, chiar dacă ei nu înțeleg cum, și cu încrederea că într-o bună zi lumina le va ieși pe calea pe care au pășit. Cuvintele astea au rezonat foarte tare cu mine și vă explic pe scurt și de ce. V-am zis că mie mi-a plăcut foarte mult Steady de când l-am avut prima oară. Am avut mereu câte un rolon cu Steady în casă, pe care poate că l-am folosit mai mult eu decât Zeni, dar l-a folosit și el. Și acum am înțeles de ce. Pentru că în anii precedenți, una dintre lecțiile pe care viața mi le-a tot dat, mi le-a tot arătat, până când am reușit, sper că am reușit să o înțeleg în practică, nu teoretic, a fost să am încredere. Să am încredere că toate lucrurile se întâmplă pentru mine, spre binele meu. Chiar dacă nu înțelegeam de ce se întâmplă anumite lucruri sau de ce trebuie să fie așa, când eu poate aș fi vrut să fie altfel, sau când lucrurile păreau că nu merg spre bine, da, știți, poate v-ați confruntat și voi cu schimbări care vi s-au părut că vă sunt defavorabile și v-ați întrebat de ce trebuie să fie așa. Prin tot felul de lecții de astea am trecut și eu până când am înțeles că toate sunt pentru binele meu și în momentele acelea eu nu trebuie decât să mă relaxez și să am încredere în ceea ce se va întâmpla. Așa că
Dacă ați trecut și voi prin ceva asemănător, Steady să știți că vă sprijină și vă ajută și este un amestec care ne dă senzația că suntem în siguranță, la adăpost, un refugiu ca o îmbrățișare din care noi putem vedea lucrurile altfel și de unde putem căpăta credința că avem puterea și avem resursele să mergem mai departe. Folosiți Steady când vă simțiți instabili, incapabili de a face ceva, pentru a vă simți ancorați, stabili, echilibrați și autentici. Și cu atât mai mult în cadrul copiilor, am vorbit la început despre emoțiile copiilor, călătoria lor spre un autocontrol mai bun poate fi o provocare și ei sunt adesea agitați în comportamentele și reacțiile lor, dar Steady le oferă încrederea necesară pentru a alege să se comporte mai bine și să învețe să aibă încredere în ei înșiși. Pe lângă toate aceste beneficii emoționale, să știți că prin uleiurile pe care le conține Steady este un foarte bun sprijin al sistemului imunitar și respirator, pentru care îl putem aplica pe tălpi, pe coloana vertebrală sau ne ajută atunci când ne confruntăm cu ceață mentală. Mom Brain, pentru iritații ale pielii, este bun și pentru sistem digestiv și pentru pielea noastră, atât de multe beneficii într-un singur rolon. Este o ofertă fantastică și de neratat, aș zice eu, un cuplu foarte bun, așa, mai ales în relația părinte-copil, dar nu numai. Exact. Cred că am putea să denumim acest tandem tandemul momentelor tensionate și înțeleg acum de ce ai ales să vorbești despre aceste două uleiuri. Ai transmis prin toți porii, prin toate cuvintele cât de mult îți plac aceste două uleiuri. Puneți-mi un doi încet dacă și voi ați simțit că Simona este fan Steady. Cred că este prima dată când remarc acest lucru. Știu că ești fan mai mult, n-ai cum să fii fan un singur ulei sau blend, e absolut imposibil, dar ai vorbit din experiență. Deci, efectiv, ai transmis că tu ai folosit acest ulei mult. Și da, sunt două uleiuri absolut extraordinare pe care le putem folosi foarte simplu în această variantă, fiind gata cu rolon, aplicate topic pe piele, exact cum zicea și Simona. Inclusiv ca parfum. Eu folosesc aceste două uleiuri ca parfum, de altfel folosesc toate uleiurile din gama Kids Collection ca parfum. Și să nu uităm că noi folosim uleiurile esențiale ca parfum, dar avem și beneficii și emoționale și hormonale și pentru piele și uite așa, din ciclul nu 2 în 1, ci multiplu în 1, venim numai cu beneficii. Și mirosim frumos și unic de fiecare dată. Și da, sunt genul de uleiuri, oferta numărul 2 de la Bogo, pe care să le ai tot timpul cu tine, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie. Cu toți avem nevoie pe parcursul fiecărei zi să ne îmbăcăm cu câte o situație, să ne putem adapta la ceea ce se petrece în jurul nostru și să rămânem ancorați și calmi. Tocmai de aceea tandemul Adaptive Touch Steady Touch. Eu mai mult obișnuiesc și să fac cadouri, nu știu, celor către care nu m-am dus încă niciodată cu uleiuri și e un moment special sau obișnuiesc să le fac cadouri, de cele mai multe ori încep prima dată cu un ulei din gama Kids, pentru că sunt combinații de uleiuri blânde și diluate în ulei de cocos, astfel încât se împrietenesc treptat. Prin asta vreau să vă comunic că, da, cu adevărat, atât uleiurile din gama Kids pot fi folosite și de către adulți, dar și uleiurile care sunt pentru noi adulții, dar nu e adevărat, sunt pentru toată lumea, le folosim și la copii. Așadar, la Bogo numărul 2, pui în coș blendul Adaptive Touch la 10 ml, plătești 30,5 euro și automat ți se va updata coșul și vei primi și Steady Touch în valoare de 51,25 euro ambele oferte. Mulțumim, Simona! Cred că sunteți de acord cu mine că a venit cu multe beneficii prezentate. Puneți absolut extraordinar. Puneți un 5 în chat dacă
aceste informații oferite de Simona v-au adus niște lucruri suplimentare față de ceea ce știați despre aceste două. Și în general, informațiile primite până acum, da, de la Bogo 1 și Bogo 2, dacă au venit cu informații suplimentare, puneți-ne un 5 în chat, dacă ați mai învățat niște lucruri noi. Pentru că ăsta este și scopul, dincolo de a afla încă o dată care sunt beneficiile. Acum, noi, cei care am testat deja uleiurile astea și le folosim zi de zi, eu folosesc, sunt multe uleiuri pe care le folosesc zi de zi și dacă mă uit acum la uleiurile din această ofertă Bogo, chiar pe toate, dacă nu fiecare zi, dar pe parcursul unei săptămâni, pe absolut toate le folosesc. Pe unele zi de zi, pe altele prin rotație, în funcție de, v-am zis, ce anume aleg ca parfum, ca să nu mai povestesc că punem și în difuzor. Însă, cu toate că știm din experiență care sunt beneficiile, da? Am putea să povestim din propria experiență ce am experimentat noi cu uleiurile respective, întotdeauna mai putem învăța lucruri noi pe care noi să le includem în câmpul conștiinței noastre. Sunt lucruri pe care noi încă nu le conștientizăm, da? Și e foarte important să studiem. Bun.